Domnule Ierichetti, domnișoară Pop. V-ați prezentat în fața noastră încheierea încheierii căsătoriei. Pentru încheierea legală a acestei căsătorii, dumneavoastră trebuie public să vă exprimați consimțământul. Domnule Ierichetti, Alfa Fatua. De bună voie și în zi de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Pop Noemi Avotov. Domnișoară Pop Noemi Avotov. De bună voie și de zile de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Ierichetti Alfa Fatua. Având în vedere consimțământul noastră liber și hotărâre de exprimat, constatând îndeplinirea cerințelor legale, vă declar căsătoriți. Puteți să luați soția la plază în invitația noastră. Pe mine țin să vă duc la cunoștință următoare de prevedere din Constituția României și din Codul Civil. Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Familia se temează pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, pe dreptul și obligația părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Ei își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În numele Consiliului Local al Municipiului Șmacuca, domnului primar și al meu, vă doresc mult noroc și fericit de viață. Vă fericit! Să mai rămâneți un picuț și să vă uitați la mine la aparat, numai dânsul să se facă un picuț cu camera. Păi n-ai chemat pe